Șeful de stat Klaus Iohannis, aflat într-o vizită oficială în Lituania, a anunțat că România este dispusă să primească migranți atunci când e nevoie. Președintele României consideră că abordarea corectă pentru rezolvarea problemei imigranților este găsirea de soluții proactive și nu concentrarea pe sancțiuni. Abordarea prin sancțiuni nu mi se pare relevantă și nu cred că e cazul să detaliem. Ceea ce trebuie să căutăm noi acum pentru criza migrației nu sunt sancțiuni, ele nu rezolvă nimic. Noi trebuie să găsim soluții. Unele dintre soluțiile găsite până acum le considerăm slabe. Sperăm în continuare în găsirea unor soluții foarte bune, dar soluțiile parțiale care s-au găsit până acum sunt sprijinite de noi. Mă gândesc aici la întărirea frontierelor externe ale UE, în special prin Frontex, unde România e al doilea contributor după Germania, a afirmat Iohannis într-o conferință de presă comună alături de președintele Lituaniei.